pentru zilele din urmă. Suntem în zilele din urmă când suntem adunați împreună și Dumnezeu are o făgăduință. În zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste ori și ce făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii vor avea vedenii. Bătrânii vor visa visuri. Chiar și peste robi și peste roabe vor turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Dumnezeu în această dimineață ne aducea planul lui și gândurile lui, cum se cânta în cântare, gândurile care el le are, și le găsim și în cartea lui Ieremia 29, gânduri de a mai așeza mantaua lui Ilie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu vrea să cheme în lucrare, în lucrarea de dar profetic, tineri. Cum putem primi mantaua lui Ilie? Și acum nu mă refer numai la bărbați, la frați și la surori tinere. Pentru că își găsim în Scriptură prorocițe care au prorocit. Prorocița Hulda și altele, nu mă opresc la toate. Dar cum putem să punem pe noi mantaua lui Ilie? În primul rând, pentru a primi mantaua și nu-i a lui Ilie, era expresia profetică, ce a primit darul din partea lui Dumnezeu, în primul rând trebuie să avem o cercetare și o întâlnire cu Domnul. Găsim în Scriptură căci, cu mai mult timp în urmă, nu specifică Biblia exact, dar găsim căci, într-o descurajare a lui Ilie, fuge în peșteră și spune să mor. Adică, e finalul aici. Ce contrast între planul lui Dumnezeu și gândurile omului. Nici măcar Domnul nu avea în plan să treacă prin moarte Ilie, ci a fost răpit la cer. Dar atunci i-a spus Dumnezeu, ce faci tu aici? Stă de vorbă cu el și spune, du-te pe drumul care ai venit. Și unge pe Iehu, pe Hazael ca împărat și pe Elisei, proroc, în locul tău. Se duce, unge pe Iehu, unge pe scuze. Și apoi ajunge la Elisei. Elisei nu era pregătit ca să fie proroc în locul lui Ilie. Era foarte ocupat, foarte harnic, muncea pământul, o afacere prosperă, 12 perechi de boi, era luat cu a 12-a. Ce face Ilie? Îl lovește cu mantaua. Nu i-a spus, Biblia tace și nu spune că i-a spus un cuvânt. Dar i-a spus, lasă-mă să mă duc să sărut pe tata și pe mama și te voi urma. Du-te, dar să nu uiți ce ți-am făcut. Pentru a primi mantaua, în primul rând, trebuie să avem o atingere și o întâlnire cu Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, împărtășire dumneavoastră, dragii mei tineri, să aveți și să avem întâlnirea cu Dumnezeu. Să apropie timpul când trebuia să ia efectiv mantaua. Când au primit, când toți știau că Dumnezeu va răpi pe Ilie deasupra capului lui Elisei. Și spunea fiii prorocilor, ce este, din prima dată este prorocii cu fiii, cu toți să știe ce Dumnezeu vorbește. Și îl spune la Elisei, știi că Dumnezeu va răpi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Știu și eu, dar tăceți. Îl urmează pe Ilie până în momentul când trebuia să primească mantaua. A cerut un lucru greu și a spus, acum până nu plec de la tine, cere ce vrei, să vină o îndoită măsură din Duhul care este peste tine. Greu lucru cer, dacă mă vei vedea când voi fi înălțat, așa ți se va întâmpla. Și în timp ce Dumnezeu răpește pe Ilie, Ilie dă drumul mantăii și coboară spre Elisei. Pentru a îmbrăca un alt lucru pe care trebuie să-l facem înainte de a îmbrăca mantaua, trebuie să rupem hainele noastre în bucăți. Nu contează cum se numesc ele. Trebuie rupte pentru a primi puterea și slujirea înaintea lui Dumnezeu. Privim un alt pasaj în Scriptură, tot pentru ca Dumnezeu să ne poată folosi, să vă poată folosi, dragii mei tineri, găsim câțiva tineri duși departe de țara lor, în Babilon robi, în care, înainte de a-L folosi Dumnezeu pe Daniel, să descopere visul împăratului. Că noi vrem ca Dumnezeu să ne descopere, să ne spună, să știm,
Dar înainte de acestea, înainte de a folosi Dumnezeu pe cei trei tineri, găsim că Daniel, capitolul 1, s-a hotărât, ce s-a hotărât? Să nu se spurce. Pentru ca Dumnezeu să ne poată folosi, trebuie să ne hotărâm să nu ne spurcăm. Cei trei tineri, în Valea Dura, când spuneau, toți s-au închinat. Poate au fost și dintre evrei acolo, nu scrie Biblia. Dar toți s-au aruncat cu fața la pământ înaintea chipului de aur. Trei tineri rămân în picioare. Și parcă împăratul a crezut că n-au înțeles cuvântul, poruncă. Mai punem o dată să se cânte. Și închinați-vă și voi, că dacă nu e acolo cuptorul, împărate. N-avem de spus asupra acestora. Noi nu ne închinăm în fața lucrurilor de pe pământ, pentru ca Dumnezeu să ne poată folosi, noi trebuie să ne hotărâm să nu ne spurcăm și trebuie să ne hotărâm să nu ne închinăm. Dacă se întâmplă să ne spurcăm buzele într-o împrejurare, pune Domnul întrebare în capitolul 6 din Isaia. Pe cine să trimitem? Ar trebui să meargă Isaia, dar Isaia încă nu era pregătit, nu era gata. De ce? A prorocit în primele capitole. Dar acum avea nevoie de pregătirea lui Dumnezeu, de atingerea lui Dumnezeu. Și privind la el, venind slava Domnului, a spus, eu sunt cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul poporului tot cu buze necurate. Și atunci a găsit Dumnezeu soluția, i-a curățat buzele, pentru ca cu buze curate să poată să aducă mesaj din partea lui Dumnezeu. Un gând încă în direcția aceasta și apoi frații vor continua să aducă cuvânt în a ne ruga pentru cauze. Dumnezeu spunea despre niște fântâni de suprafață și care Dumnezeu vrea să le adâncească. Eu aș pune aici și în dreptul lucrării de prorogie. Prea ne-am obișnuit cu lucrări de suprafață. Lucruri generale, Domnul ne iubește, Dumnezeu se îndură de noi, Dumnezeu vrea să vorbească mult mai adânc și aș vrea să aud în biserica lui Dumnezeu tot mai des. Așa vorbește Domnul. Mâine să fie lucruri concrete, lucruri care să se verifice. Mâine la poarta Samariei se va vinde o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de ors cu un siclu. Nu se putea, era imposibil, pentru că era o foame de că și-au mâncat mamele copiii. Dar când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu și împlinește. Nu i-a fost teamă să spună că mâine, deși era o foamete mare, pentru că când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu și împlinește. Într-o prejoare și cu aceasta voi încheia, vreau să meargă la război doi împărați, doi cuscri. Și spuneau, au mers Ahab și cu celălalt cuscru al lui și spunea să mergem să luăm Ramotul din Galat, că este al nostru. Încerc scuze, dar au început sute de proroci să spună, du-te că Domnul este cu tine și îți dă biruință. Dar celălalt a spus, nu mai este niciun proroc prin care să întrebăm pe Domnul. Atunci a spus, aha, mai este unul. Dar nu-mi place de el că nu-mi prorocește niciodată nimic bun. Să nu vorbească așa, împăratul să fie chemat. Merge și îl cheamă pe Mica, fiul lui Imla, și spune cel care l-a trimis. Vezi că ceilalți prorocesc într-un gând, cuvântul tău să fie ca al lor. Ce facem când trebuie să aducem mesaj din partea lui Dumnezeu, poate în fața celor mai mari? Dumnezeu să ne binecuvinteze ca și Mica. Vine-se Domnul că nu vă spune decât ce v-am spune Dumnezeu. Ajunge acolo, vreau să-l scurtez, îi spune planul lui Dumnezeu și atunci Ahab a spune, luați-l, puneți-l la închisoare, hrăniți-l cu pâinea și apa întristării până mă voi întoarce în pace. Ce spune prorocul mic? Dacă te vei întoarce în pace, Dumnezeu n-a vorbit prin mine. S-a temut să nu spună asta, nu. El a avut părtășie cu Dumnezeu. Pentru că își găsim că noi ce spunem, trebuie să spunem ce s-a face la sfatul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, la sfatul străjerilor, de acolo să vină cuvântul lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu vorbește și împlinește. Și cum și-a încheiat? Auziți, popoare toate.
Dumnezeu să binecuvinteze și clar să ne rugăm în rugăciunile noastre. Acum ne rugăm pentru cauze, dar să avem în vedere în rugăciunile noastre promisiunea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, dar să binecuvinteze El lucrarea profetică, să fie de o adâncime și o înălțime, după cum Dumnezeu vrea. Amin.